Bună ziua tuturor! Vă propun să începem. Suntem 31 prezenți din 35. Ședința este deja constituită, așa că vă propun să începem lucrările. Având în vedere problemele de la ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe domnul profesor Nicolae Țărănuncă de la Institutul Urban de Dezvoltare, de Studii de Dezvoltare din România, doamna director general Daniela Țățaru, președintele executiv, doamna Oana Chelaru, de la Aeroportul George Enescu, domnul Andrei Anjicu, manager la Biblioteca Județeană, doamna Nina Giber, doamna Liliana Hârbu, domnul Ioan Onicaș, doamna Daniela Florea, domnul Adrian Popa, domnul Cristian Sava, președintele Asociației de Fotbal Bacău, doamna Gabriela Durău și reprezentantul Inspectoratului Județean de Poliție, director executiv, director executiv adjunct ai direcțiilor aparatului de specialitate din Consiliul Județean, precum și reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, cu ordinea de zi, așa după cum aveți și dumneavoastră la mapă, este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19 mai. 2. Informare privind statul strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, varianta 2017. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de Consiliu Județean al doamnei Coșa Maricica Lunița. 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de Consiliu Județean al domnului Popescu Adrian. 5. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite de și profesorul drumător, membri ai Centrului Cercului de Astronomie Meteor Bacău, urma rezultate obținute la concursul național de astronomie și astrofizică Voroneț 2017, 6 proiecte de hotărâri privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și contribuții consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2017, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru 2017, 8 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune al Direcției Generale de Sistem Social și Protecția Copilului Bacău pentru 2017, 9 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni, 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu handicap Cămălești. 11. Proiect de hotărâre privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de Județe din România pentru anul curs. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de asistență pentru proiect încheiat pe data de 15 iulie 2013 pentru municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță actualizate pentru anul 2017 ale președintelui executiv și ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la Biblioteca Județeană Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de încheiere al exercițiului bugetar al Județului Bacău și a situațiilor financiare anuale de anul 2016. 17. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bacău și filiala Bacău Neamț a Ordinului Arhitecților din România în vederea cofinanțării proiectului Mormodova Refer 2030, Forumul de Arhitectură și Urbanism, ediția a treia. 18. Proiect de hotărâre privind asociația din Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău în vederea cofinanțării proiectului AJP Mobil Mingea în terenul tău. 19. Proiect de hotărâre privind acordarea finanțelor de reamorțat pentru activitățile non-profit de interes public județean. 20. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău și Federația de Mini Fotbal din România pentru organizarea și asesorarea proiectului Festivalului Mini Fotbal Românesc. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificări alese în urmă a hotărârii Consiliului Județean din 30 martie anul acesta și aprobarea asocierii județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului Alexandriana, ediția 1. 22. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară a unor drumuri aferente proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide de județul Bacău și pentru modificarea corespunzătoarea de retenții aferente. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău și a proiectului bazarea proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii tehnico economici faza DALI pentru obiectul de investiții, reparații capitale, stații de pompare și rezervoare de apă, înlocuire echipamente tehnologice, instalații apă, incendiu și executare rezervor nou la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 25. Informare privind eficiența serviciului poliție vest în asigurarea climatului de siguranță publică pe primele 3 luni ale anului 2017 și realizarea indicatorului de performanță minimal recomandat în planul strategic pentru acest an. 26 diverse și v-aș propune pentru operativitate ca numărul 15, prin vorba de vot secret, să ducem la numărul 5. Vă supun la vot ordinea de zi cu această mențiune. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Pentru luna asta avem 4 colegi care și-au sărbătorit și sărbătoresc ziua de naștere. Vreau să le urăm mulți ani și sănătate, doamnei Elena Dana Stoica, domnului Corneliu Ciobănița, domnului Eugen Spătaru și doamnei Roxana Crățescu. La mulți ani, sănătate și dau cuvântul pentru primul punct la ordinea de zi, doamnei secretar județului, doamnei Năsar. Potrivit prevederilor articolului 42 alineatul 5, corporat cu articolul 98 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 19.05.2017. Mulțumesc! Domnul președinte, vă rog! Am trezit datorii să învăr acestul verbal al ședinței. Nu s-a menționat probabil că la distanța mare între secretaria și mine, faptul că am cerut dreptul la replică după cuvântul domnului senator Dragoș Dedea. Și cred că trebuie făcut această mențiune. Și nu este menționat în procesul verbal. Nu este menționat în procesul verbal. Ok. Și... Secretariatul tehnic, vă rog. Da, refacem procesul verbal. Pe formă, iar pe fond, vreau să aduc câteva corecții la afirmațiile domnului senator. La diverse. Trebuie conținut în procesul verbal. Este foarte important. Vă rog să desfășurați domnul președinte. Adică să începe ședința domnului. Eu aș fi vrut să nu facem un mare caz în această întâmplare. Dar este a doua oară când dreptul la replică nu se acordă și cred că este un principiu al democrației libertate de exprimare. Fără acest drept al cuvântului, domnul... Respectăm ordinea de zi, în ordinea de zi se discută despre procesul verbal. În procesul verbal, domnul Dragoș Dedea a făcut o afirmație calomnioasă la adresa Partidului Național Liberal.
Și mă refer că suntem la acela față. Vă rog să respectați dreptul la cuvânt. Nu ședința liberalilor asta. Nu este ședința. Avem un vă rog să respectați dreptul la cuvânt. Vă rugăm mult de tot respectați. Dar de exerție aveți ce sunt primul care vă ascultă cea mai mare procedură. Deci, am luat act de observația dumneavoastră la procesul verbal. Se va reface procesul verbal. Bun. Restul, ce mai aveți dumneavoastră, vă rog, prezervați-vă acest timp pentru divers. Dacă dumneavoastră insistați, vă rog să prezentați motivele pentru care dumneavoastră dreptul la replică. Pentru că vorbiți câteodată. Dreptul la replică. Dacă insistați atât, eu vreau să trecăți acest moment. Și să fac corecția necesară față de calumniile care au fost adresate. Nu am fost calumnii, suntem cu toții aici de față. Domnule președinte, a avea dreptul să nu fie de acord cu mine. Asta este esența democrației. Asta încerc să fac cu dumneavoastră. Constituția spune în articolul 30 că dreptul la cuvânt este liber și inviolabil. Dreptul este mare. Așadar, lăsați-mă să repar acea întâmplare nefericită. Continuați și deci, Domnul Teamu, să începem întâlnirea de astăzi în condiții normal. La diverse, aveți cuvânt. Vă rog foarte mult. Atunci vă rog frumos să consemnați în procesul verbal de la ședința extraordinară motivul pentru care nu mi-ați dat dreptul la replică. Dacă tot se face această corecție. Pentru că regulamentul Consiliului Județean prevede acest drept la replică. Era ședința Consiliului Județean, nu era o ședință de partid. Nu trebuia acolo să fie mai important cuvântul unui membru a unui partid decât a unui consilier. Domnul consilier, aveți cuvântul la punctul divers. Haideți să aprobăm procesul verbal. Cine este pentru? Cu mențiunea făcută de domnul Olteanu. Cu modificarea, sigur. Mulțumesc. Punctul 2 al ordinii de zi. Mai sunt și votul împotrivă. Împotrivă? Vă rog. Abține. Deci cu 11 voturi împotrivă, nicio abținere. Mergem mai departe. La punctul 2 al ordinii de zi, avem un invitat care ne onorează cu prezența și ne sprijină în ceea ce înseamnă actualizarea și revizuirea strategiei de dezvoltare integrală a județului pe orizontul de timp 2009-2021. Și aș vrea să fac câteva precizări înainte de a-i da cuvântul, de a ne prezenta un draft final în urma unei munci împreună din august până în prezent. Acest document care urmează să fie prezentat, o sinteză, pentru că mai mult de 10-12 minute nu o să ne putem permite să-i domnului profesor. Aș vrea că a parcurs deja câteva etape complexe. E vorba unul de diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socioeconomică a județului Bacău, realizat în urma feedback-ului primit ulterior de la întâlnirile de lucru din teritoriul, din fiecare unitate administrativ teritorială, care au participat factori decizional din comunitățile respective, ai mediului de afaceri și ai sectorului societății civile, ai sectorului neguvernamental local.
ca instrument de lucru s-a utilizat chestionarul pentru identificarea nevoilor de dezvoltare socioeconomică a comunității, apoi au fost organizate întâlniri de lucru, focus grupuri, pe tematici de interes la care au participat toți factorii de decizie din domeniile economic, social, cultural, educațional, sănătate, mediu, la care ați fost și noastră invitați și o parte din noastră ați participat la aceste focus grupuri. Și cea de-a doua etapă, elaborarea efectivă a strategiei, dar și un capitol reprezentând mecanismele de monitorizare ca etapă finală a acestui document. Este o strategie, spunem, realistă, fundamentată pe necesitățile și prioritățile fiecărei comunități în parte și a județului nostru. Este documentul programatic în care sunt înglobate toate liniile directoare care vor face din județul nostru unul din principalele motoare de dezvoltare economică a regiunii în care suntem, regiunea Nord-Est, un nod logistic regional. Acest document are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în planul de dezvoltare regională Nord-Est și în strategia națională pentru dezvoltarea regională pentru 2014-2020, elaborată în baza criteriilor care răspund obiectivelor strategiei Europa 2020. Ne aflăm în momentul de față într-o etapă finală, urmând ca de mâine strategia să se regăsească și pe site-ul Consiliului Județean în dezbatere publică, invitându-vă și pe această cale să interveniți în cazul în care aveți sugestii, idei sau posibile observații. Așadar, domnule profesor universitar, dr. Nicolae Țarănungă, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună dimineața, domnilor și domnilor consilieri. Am să încerc, pentru că, așa cum spunea domnul președinte, această lucrare va fi pe site, deci poate fi citită în detaliu, să puntez anumite elemente care m-au făcut și mă fac astăzi să discut cu dumneavoastră. Deci vreau să discut în detaliu strategia, trebuie să spun ca, ca și cum aș fi un cetățean acestui județ, cam care ar fi elementele de bază care ar putea să poziționeze pe harta țării județul Bacău și toate, tot parteneriatul dintre consiliile locale. Practic, strategia, în momentul în care să intrați, o revizionați, se ocupă de o sinteză a rezultatelor anterioare, analiza care au fost prezentate, și anume toate sectoarele socioeconomice, mediu, în sfârșit, s-a făcut o analiză la nivelul celor mai noi date, studii, coordonări de strategii naționale și regionale, integrarea strategiilor locale pe care le-am găsit pe site, plus datele care au fost menționate la președinte, culese prin chestionare și întâlniri de spate cu primar în general. Practic, sunt câteva elemente de bază care au reieșit ca o problematică. Și anume, în primul rând, din punct de vedere demografic, există o scădere a masei demografice. Și atunci, automat, o să ne gândim cum putem să atragem o creștere demografică prin îmbunătățirea, o dată, locului de muncă și calitatea vieții. Doi, există o, ca structură teritorială, zona de est este preponderent rurală, zona de vest are o rețea de localități, caracter urban și care au, deci, o densitate economică mai puternică în promovarea unei dezvoltări economice a județului. Pe de altă parte, nu forța de muncă care există în momentul de față în județul Bacău nu poate să producă o valoare adăugată care să contribuie la dezvoltarea județului. Și astea au fost justificate și prezentate cu o dată. Deci asta este o situație care, care se confruntă și alte județe din România, în special din zona Moldovei, și aici vine elementul de bază, și anume conectivitatea cu teritoriul național. Și o să discutăm acest subiect în cadrul strategiei.
prezentarea de astăzi. În modul de abordare al nevoilor acestui județ s-au dus pe trei direcții. Nevoile cetățenilor, a firmelor, dezvoltare economică și a turismului. Cu tot, vedeți, acolo sunt puse toate straturile care au fost investigate și de unde s-au putut identifica anumite probleme. Pentru a găsi niște priorități, aceste priorități se poate fi finanțate din bugetele locale și prin bugetele acum venite prin fondurile europene. Din punct de vedere teritorial, discut strict forța economică a acestui județ, în mare parte este pornit din municipiul Bacău, care însă nu are o economie atât de puternică încât să radieze în județ, așa cum se întâmplă cu alte municipii de rang 1 din România. Foarte puțin, în general, se simte oarecare mișcare în comunele din jurul acestui municipiu, dar nu are forța suficientă să contribuie mult la dezvoltarea, mai ales a zonei de est a județului. Pe de altă parte, se constată această rețea de localități, municipii și orașe, partea de vest, și care au structuri, problemele lor economice și sociale, dar sunt dezvoltate sau au fost prezentate prin strategiile locale care au fost făcute și probabil finanțate, fiecare își va finanța proiectele strict locale, de interes local, prin, iarăși prin fondurile europene și, evident, prin bugete naționale, programe naționale și cele locale, inclusiv ale județului Bacău, așa cum am văzut municipiul Onești, acest parteneriat pe spitalul de acolo, care adică municipiul își finanțează studiile și Consiliul Județean participă la execuția lucrărilor. Asta pentru noi a însemnat un element important, și anume ca o persoană din afară care intră și stă 9 luni într-un teritoriu ca acesta, constată anumite lucruri pe care dumneavoastră le știți, dar probabil uitați. Nu te mișcă în fiecare zi acest lucru. În primul rând, și trecem aici la partea de viziune, este vorba de acest parteneriat. Județul, în Consiliul Județean și în modul în care lucrează, asigură un parteneriat, fie în cadrul regiunii Nord-Est, unde se dezvoltă deja un parteneriat din ce am văzut pe partea asta de competitivitate, dar modul în care lucrează pe anumite probleme Consiliul Județean cu Consiliile Locale, mi se pare că este și poate să devină, pentru 2021, un model de dezvoltare. Ca un outsider, mi-ar place ca să pot să văd în 2023 județul Bacău un model în care nu numai că a luat bani din fonduri europene sau din alte fonduri, dar a creat o infrastructură partenerială. Și asta se poate vedea și la nivelul, să zicem, zonei metropolitane Bacău, dar și la nivelul modului în care orașele, municipiile și comunele lucrează împreună sub umbrela aceasta a coeziunii teritoriale și sociale oferită de Consiliul Județean. Iarăși, această coeziune socială, noi am considerat că este suficient de puternică în limita finanțărilor care există, pentru că trebuie să fim realiști. Coeziune socială solicită o anumită capacitate financiară și de dezvoltare economică. Pe de altă parte, județul are capacitate, are posibilități de dezvoltare economică mare. Și lucru pe care noi l-am adus în discuție și a fost prezentat și dus mai departe în proiecte, a fost cum putem să conectăm mai bine acest județ de rețeaua de transport a României, în urmă și după aceea conexiunile cu Uniunea Europeană. Nu aș intra decât să menționez obiectivele, sunt 5 obiective strategice. Cred că ele răspund oricărui cetățean sau politician, consilier, sau nu neapărat consilier, al dezvoltării acestui județ. Dumneavoastră o să vă invit să vă uitați și să vedem dacă credeți că mai trebuie adăugat. Însă din dezbaterele pe care le-am avut, am ajuns la aceste obiective strategice și fiecare din aceste obiective strategice sau
dus sau dezvoltate niște obiective specifice legate pe sectoare de transport, energie, rețea, internet, industrie și agricultură, turism, IMM-uri, cercetare, transfer tehnologic, servicii publice de interes general, domeniul public și patrimoniu construit, patrimoniu cultural, biodiversitate, zone protejate, calitatea mediului și schimbări climatice și riscuri de mediu. Toate aceste obiective specifice au la bază proiecte. Sunt în jur de 400 de proiecte. Am avut dezbateri și am primit de la cei care pot să spun, au fost activi și interesați în a-și exercita rolul lor de dialog în cadrul unei strategii, reprezentând consiliile locale, reprezentând grupuri de interes. Sectorul privat, foarte activ. Sectorul universitar, foarte activ. Am avut foarte multe proiecte și au mai revenit cu proiecte, ceea ce mi se pare fantastic într-un parteneriat nou între Consiliul Județean nou. O continuare a parteneriatului cu universitățile, pentru că ele creează capacitatea de cunoaștere și forță de muncă calificată. În continuare, această, un obiectiv în mod special discutat și prezentat a fost legat de, și este o bază de fapt a dezvoltării, și anume, vedeți, această infrastructură instituțională și de management public. Toate sectoarele astea, pentru a se asigura o coordonare, mai ales o coordonare teritorială, unde se vor construi proiectele, cum se vor integra ele, care este impactul, cât de repede se fac, solicită și este un obiectiv 5, specific adresat administrației și managementului public. O să vă arăt în final, când o să discutăm și despre monitorizare niște elemente. Deci toate aceste sectoare nu se pot dezvolta coerent, integrat și coordonat în interiorul județului și în relație cu partenerii regionali, decât cu o implicare a politicului sub formă de Consiliu Județean și sub formă de Consilii Locale, susținuți de executivul fiecare județean și teritorial. Aici, iarăși, este o formă logică de lucru, pentru că cei care depuneți proiecte ați văzut că există această matrice de evaluare și în care fiecare proiect trebuie să răspundă unui obiectiv, unei probleme, să aibă o politică în spate și să aibă un program în spate. Deci, pentru fiecare din obiectivele specifice prezentate, acum avem aceste pachete de politici. N-aș intra în detaliu acum, pentru că vreau să intru în cele 10-12 minute. În portofoliul de proiecte. Aici, structura acestui document are două niveluri, de paliere de niveluri, care să răspundă celor care nu au încă proiectele pregătite. Sunt foarte multe proiecte sub formă de idee. Și atunci noi am zis, există un tip, un mod în care structurăm proiectele, să fie tipuri de proiecte, că atunci când o administrație sau sectorul privat dorește să depună un proiect, să aibă categoria în cadrul strategiei. Al doilea nivel este nivelul foarte exact de proiect. Sunt tabele cu proiecte, cei care le-am primit de la diversi reprezentanți ai Consiliului Județean, în primul rând, sunt toate direcțiile care ne-au dat proiecte și programe. De fapt, unele sunt deja în derulare, în sensul că s-au făcut SP-uri, s-au predat SP-uri. Deci, strategia, de fapt, este deja pornită din punct de vedere al implementării. Aceste proiecte sunt și sperăm să fie duse la capăt. În cadrul strategiei sunt, și aici aș vrea să menționez un lucru, și anume partea aceasta de conectivitate. Pentru că sunt foarte multe discuții și aceste discuții sunt binevenite. Județul Bacău, din punctul nostru de vedere, a celor care au elaborat, dar din discuțiile care le-am avut și a celor din Consiliul Județean, Județul Bacău ar trebui să fie al doilea pol mare de dezvoltare în cadrul regiunii Nord,
Iașu are personalitatea lui, cu o forță economică de o anumită, de o anumită calitate și specificitate, însă Bacău are la rândul lui o forță extraordinară de mare care ar trebui potențată de. Și noi am menționat coridorul către Brașov. Știm că există coridorul către Târgu Mureș, dar analizând potențialul economic, mai ales acum în Brașov, și demografic și economic, mai ales după ce la Ghimbap sunt Airbus-ul pentru elicoptere, are sens o legătură cu Bacău mai mult decât prin Târgu Mureș, cu atât mai mult cu cât Bacău poate să ajute relația cu Vaslui până în Chișinău. De asemenea, acum, dacă știți și știți sigur, Tulcea are în derulare un proiect important de traversarea Dunării dinspre județul Tulcea, tot pe fonduri europene, către teritoriul Moldovei, dar Moldova de Sud. Asta înseamnă că Bacău este un punct nodal și pe direcția aceasta dintre Constanța, nu mai vorbesc, poate duce pe transportul privat, mai ales până în Istanbul, Varna, pentru că am lucrat zona transfrontalieră cu Bulgarii și știu cam cum sunt rețelele de transport acolo, dar leagă și de est, de vest, printr-un coridor care se duce până în Timișoara, Arad și așa mai departe. Deci are o poziție foarte interesantă care trebuie argumentată cu date economice și demografice, de ce un drum sau altul. Pentru că asta e foarte important, plus perspectiva dezvoltării viitoare. Nouă, asta ni s-a părut alături de aeroport, care joacă un rol extraordinar de important și are multe proiecte pe care le-am depus, le-au depus și noi le-am trecut în strategie, de creșterea capacității și legat de creșterea mobilității în teritoriu. În acest sens, strategia integrată a municipiului Bacău joacă un rol important. Noi ne-am întâlnit cu echipa care lucrează, pentru că un nod intermodal între cale ferată, rutier și aeroport este esențial pentru dezvoltarea Bacăului. Am avut subiectul ăsta și la Sibiu și am văzut ce se întâmplă acolo și ce se poate întâmpla și aici. Nu cred că poate să fie altfel decât a fost acolo. Și este. Deci pentru fiecare sector pe care l-am analizat sunt aceste cărți. De ce am avut cărți? Pentru că este ușor să vezi distribuția într-un teritoriu într-o minută. Te prinzi repede cam cum stă întreg teritoriul județului, care sunt disparitățile, care sunt problematicile și atunci poți să ai o altă gândire atunci când vrei să aloci niște fonduri. Și anume, unde are efect acest fond mai mult în teritoriu sau mai puțin în teritoriu. Și aici sunt trecute, n-aș vrea să intru în detaliu, pot să răspund la întrebări dacă doriți. Sunt pe toate secțiunile care le-am prezentat la început, sunt aceste hărți care pot fi monitorizate, pentru că în până în 2021 plus 2, spuse că 2023, ultima finanțare ce puțin sau factură, de fonduri europene, poți să știi cum va arăta, de exemplu, harta asta în 2025. Este foarte important să ai această memorie instituțională a problemelor, a ceea ce ai făcut și unde ai ajuns. Pentru că sunt elemente de continuitate și administrativă, dar și de identitate și oarecare mândria, zice eu, a acestui teritoriu. Aici, pe partea de monitorizare și fără niciun fel de jenă, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult domnului Botez pentru rolul pe care l-a ajutat în datele pe care le-a strâns. Acum, această direcție va avea de monitorizat nu în sensul de judecat proiectele, ci sunt patru etape acolo ca să vedem câți din cei care au participat în strategie au scris proiecte, în ce fază sunt aceste proiecte, sunt făcute, în ce stadiu se află evaluare, pentru că atunci ai mecanismul implementării acestei strategii. Nu este neapărat nevoie de critică, dar pentru că poate să apară și elemente obiective pentru care un proiect nu s-a depus sau a fost respins. Dar este important ca aceste informații și aceste rapoarte anuale care se fac, vedeți ultima coloană acolo, aceste rapoarte anuale vor schimba datele și cărții. Pentru că vom ști altfel noi, cei de aici, în momentul în care transmitem celorlalți,
la sfârșit de mandat, câte din proiecte le-am făcut și care este efectul asupra dezvoltării. Un față de, am dat și niște indicatori pentru că pot să monitorizez o strategie pe niște indicatori. Acești indicatori sunt mult mai dezvoltați, nu i-am mai întâlnit și aici, pentru fiecare proiect. De ce? Pentru că Consiliul Județean poate să dea prin direcția lui niște sfaturi, cum spun eu, consiliilor locale, care nu au resursă umană calificată, mă refer la zonele rurale, nu au oameni, nu îi pot angaja, nu au bani. În sfârșit, dar îi pot ajuta sau pot discuta cu cei care vor lucra SF-urile și așa mai departe, să vadă dacă indicatorii pe care i-are de monitorizat Consiliul Județean sunt prinși în proiectele care sunt derulate. Un singur punct mai aș vrea să menționez și anume și este un program special pentru atragerea diasporii. Discutăm de atragerea resursei. Noi ne-am coordonat și cu o altă echipă care are programe în Europa pe unde sunt români plecați. Inclusiv cei care sunt plecați din județele din Moldova și care în general sunt mai mulți pe partea sudică a Europei. Mulți vor să se întoarcă. Dar vor să știe de ce și ce ni se oferă. Și asta înseamnă, și aici Consiliul cred că poate să discute o politică județeană de atragere a acestor oameni. Și nu numai ei, pot să vină și alții. Dar resursa umană este primordială în dezvoltarea economică. Și din cauza aceasta, un program, un pachet coerent și aprobat de facilități conform legilor, conform programelor naționale, să poți să spui domnilor, doamnelor, noi vă oferim acest lucru. Și asta duce, că de unul din punctul ăsta încheie, este comunicarea cu acești oameni și, în același mod, comunicarea cu exteriorul a patrimoniului care există. Pentru că investițiile se fac pe terenuri, aceste terenuri trebuie să aibă un cadastru clar, proprietăți simple, limpezi, bine conectate la transport, rețeaua de transport, bine conectate la tot ce înseamnă energie și așa mai departe. Deci această strategie este integrată pentru că leagă oameni de locuri și de mediu. Eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Iată, așa cum am promis acum câteva luni, e o muncă de echipă, fiecare comunitate de aici este ca o piesă de pază, dacă vreți. Eu cred că fiecare ne regăsim și vreau să vă mulțumesc pentru modul cum v-ați implicat până acum și de aici încolo, pentru că este documentul programatic pentru tot ceea ce se va întâmpla în următorii ani, esențial pentru dezvoltarea economică a acestui județ și nu numai. Domnul profesor are în spate o experiență și o expertiză pe care ne-am dorit-o să fie alături de noi, ținând cont de, în Sibiu, dumneavoastră, strategia dezvoltarea județului Alba, acum 10 ani, 12 ani, când a lucrat la ea, județului Sibiu, după cum ați remarcat în prezentarea dumneavoastră. Municipiul Oradea, acum în zona metropolitană a municipiului Brașov, iată sunt câteva lucrări care îl reprezintă și ne-am dorit foarte mult să ne ajute ca toate aceste informații să actualizăm în prezent unde suntem, să aducem la zi toate proiectele implementate, care sunt nevoile să fie corelate cu strategia de dezvoltare a regiunii noastre, a strategia națională și cu directivele de Europa 2030, cu obiectivele din strategia Europa 20, directivele Comisiei Europene. Iată Bacăul, și ați văzut din prezentare că are un potențial economic extraordinar, important pentru noi, toți locuitorii. Acum depinde de noi toți cum punem în valoare acest potențial. Vă mulțumesc, domnul profesor. Vă invit în continuare, pentru că mai avem încă 30 de zile, da? În dezbatere publică, este pe site, vom continua întâlnirile.
cu reprezentanți pe fiecare domeniu de activitate și sper că după aceste 3 zile să avem un document cât mai complet și să-l putem aproba. Cu portofoliul de proiectul și iarăși aș vrea să menționez cât de important este acest ultim capitol cu mecanismele de monitorizare și de evaluare. Pentru că avem un foaie de parcurs și să monitorizăm și sunt foarte bine structurate toate aceste mecanisme de monitorizare și de evaluare și prezentate în rapoartele acele anuale și nu numai. Mulțumim încă o dată, domnule profesor, mergem mai departe. Vă mulțumim mult. Da, vă puteți retrage, sigur. Mulțumim. Mulțumesc, la revedere. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3, privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei Coșa Maricica Luminița. Așa, după cum știți, doamna Coșa Maricica Luminița este prefectul județului și astăzi votăm, luăm act și constatăm vacant mandatul de consilier județean al doamnei. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Și cel de-al patrulea punct se referă la validarea mandatului de consilier județean al domnului Popescu Adrian, ținând seama de adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democrații, filiala la Bacău, înregistrată la Consiliul Județean în 19.05.2017. Raportul de asemenea al Comisiei de Validare, prin care se propune validarea mandatului de Consiliul Județean al domnului Popescu Adrian, suplean pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democrații la alegeri de 5.2016. Vă propun validarea mandatului de consilier județean al domnului Popescu Adrian, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din iunie 2016. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu sunt. Îl invităm pe domnul Adrian Popescu și îl invităm în picioare pentru a depune și rământul Popescu. Da, merge. Subsemnatul Popescu Adrian, consilier în Consiliul Județean Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 90, raportat la articolul 32 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, modificările și completările ulterioare depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Reprezentantul Consiliului Județean în Consiliul de Administrație la Popescu Muzeanul de Antonescu.
prin hotărârea de guvern din 2007-237 s-a aprobat exercitarea cu caracter temporar prin detașarea condițiile legii a funcției publice de prefect a județului Bacău de către doamna Tușa Maiorcica Luminița. Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău. Vă solicit să faceți propuneri în acest sens. Domnul consilier Cumulescu. Domnule președinte, din partea grupului ALDE PCD-ul 1, ca membru în Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal Iulian Antonescu, pe domnul director Ovidiu Colicaru. Da, deci se gândea tot pe ei, completați în mai timp propunerea Andrei. Doamna președinte, și din partea alte propuneri. Și din partea Partidului Național Liberal, pentru că restul este de umane, sunt inepuizate și la noi, propunem din partea Andrei. Da, vă rog, liniște. Ați început ședința, mai cu doamna Crista Tina, din partea noastră. Ați consemnat doamna Crista Tina. Doamna Crista Tina. Așa vă rog. Vă ajați un pic. PNL. Consilierul. Ani propune? Mulțumesc. Dacă mai sunt propune. Dacă nu, rog comisia. Secretariatul tehnic și comisia să-și prezinte noi mergem mai departe, da? Proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe de sindică elevilor și profesorul următor. Este vorba de tineri care, în mod constant, județul Bacău se mântrește cu asemenea elevi, care excelează în diferite domenii de activitate, prin calitățile, cunoștințele, prin talentul lor, și ne onorează cu performanțele obținute. Și un astfel de exemplu îl reprezintă membrii Cercului de Astronomie Meteor Bacău, elevi cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, care au fost premiați la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică Marin Dacian Bica, organizat sub egida Comisiei Naționale României pentru UNESCO, în februarie anul acesta, la Voroneț, în județul Suceava. La concurs au participat peste 340 de elevi până în clasa a 12-a, și 30 de profesori din țară, iar elevii noștri din Bacău au fost premiați la proba teoretică și cea de susținere a lucrării științifice din cadrul secțiunii Astronomie și Astrofizică a concursului, probe care au impus diverse experimente și prezentări ale unor probleme cu un ridicat nivel de complexitate. Rezultatul dăruirii și profesionalismul doamnei profesor dr. Doina Capșa, care este coordonatorul Cercului de Astronomie Meteor din Bacău și în calitatea sa de îndrumător și pregătitor al echipajului de elevi care a participat la concurs și a reprezentat județul. Dați-mi voie să citesc pe acești minunați copii care ne-au reprezentat județul sub urmarea doamnei profesor, Teodora Miruna Stoian, de la Colegiul Național Ferdinand, elev în clasa 6, Florina Georgiana Catolici, Școala Alexandru Ioan Cuza, elev în clasa 7, Ștefania Capșa, Școala Alexandru Ioan Cuza, elev în clasa 8, George Alexandru Juverdeanu, Școala Mihai Drăgan, elev în clasa 7. Toți au obținut premiul întâi.
Premiul 2. Ștefan Vasilică, școala Alexandru Ioan Cuza, clasa 5-a. Ene Serena Maria, școala Ion Creangă, elev în clasa 7-a. Horia Crețu, Alexandru Ioan Cuza, elev în clasa 7-a. Ruxandra Ioana Marcu, Alexandru cel Bun, elev în clasa 8-a. Teodor Ionuț Grosu, școala Alexandru cel Bun, elev în clasa 7-a. Acești copii au obținut premiul 2. Și premiul 3 a fost obținut de Andrei Lecușanu, elev în clasa 7-a la școala Alexandru cel Bun din Bacău. Să-i aplaudăm, să-i felicităm încă o dată. Da, la profesor, sunteți aici? Da? Vă mulțumesc că susțineți educația în astronomie. Mai mult de atât, astronomia este o materie care nu este prevăzută în programa școlară, o materie care se predă opțional, dar care este prevăzută ca disciplină în olimpiadele școlare. Contextul favorabil pentru elevii pasionați de astronomie din Bacău este acel logistic și administrativ pe care îl oferă cel mai modern observator din România, observatorul Victor Anestin, unde noi ne desfășurăm activitățile în sezonul recepit lunar și în sezonul cald de 4 ori în cursul unei luni. Vă mulțumim foarte mult din cei 6 participanți la Olimpiada Județeană de Astronomie, 3 au fost membri Cercului de Astronomie și dintre cei 2 câștigători, unul este membru Cercului de Astronomie, Meteor Grosu Ionuț Teodor, care a luat și locul 2 la Olimpiada Națională. Noi vă mulțumim și vă adresez gândul bun al părinților și al meu personal și ne dorim să fiți alături de noi în continuare. Și noi vă mulțumim și vă felicităm pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră împreună cu părinții. Felicitări! Iată, se deschid noi orizonturi pentru copii și pentru tineri, iar doamna manager Gabriela Burău ați primit la mapă invitația pentru mâine și poimâine, 30 și 31 mai, un an de la redeschiderea Observatorului Astronomic Victor Anestin din Bacău, un proiect cu care astăzi, iată, ne mândrim și facem performanță în rândul copiilor. Felicitări! Iar copiii vor primi premiile în cadrul acestor manifestări de mâine și poimâine. Mergem mai departe. Stimați colegi, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține. Împotrivă. Nu sunt. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2017. Așa după cum știți, în fiecare an, după aprobarea bugetului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vine în fața noastră să aprobăm costurile medii pe fiecare tip de serviciu. Doamna Director General este aici prezentă. S-au discutat aceste costuri în fiecare comisie de specialitate. În funcție de aceste costuri medii anuale pe tip de beneficiar și pe fiecare tip de serviciu, se vor stabili, sigur, și partea de cofinanțare și contribuția autorităților publice locale. Dacă sunt intervenții la acest punct anul din zi, vă rog să faceți. Între timp, secretarul tehnic a împărțit buletinele de vot. Dacă nu, vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru?
Abținere împotrivă? Nu sunt. Mergem la următorul punct al ordinii de zi. Privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Scopul contractului de asociere și actul adițional ulterior este de a asigura finanțarea sistemului de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap în baza hotărârii Consiliului Județean, prin care s-au stabilit costurile medii anuale, cele care le-am aprobat mai înainte, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2017. Și în anexat acestui proiect este modelul actului adițional. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă? Nu sunt. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de Bacău. Planul de acțiune pe 2016 conține prioritățile de intervenție stabilite la nivelul instituției, urmare a analizării activității din anul 2016, a rezultatelor obținute la sfârșitul anului, ținând cont de strategia în domeniu, de obiectivele în planul operațional și, sigur, vine după aprobarea bugetului, își reactualizează toate aceste acțiuni, încadrându-se în prevederile bugetare pentru anul în curs. Aveți la mapă tot planul. Planul a fost consultat și au fost aprobat în cadrul Colegiului Director din cadrul de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului în aprilie. Dacă sunt intervenții la acest material. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului pe anul în curs. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Tot în baza ceea ce noi am aprobat în strategie, în strategia domeniului asistenței sociale, și începând din anul 2005, după preluarea instituțiilor de protecție specială a persoanelor adulte cu handicap, direcția a inițiat procesul de restructurare și o posibilă închidere a acestor instituții vizate fiind în special instituție cu un număr foarte mare de beneficiari. Și în perioada 2005-2013 au fost implementate un număr de 4 proiecte cu finanțare nerambursabilă și aș vrea să ni le reamintim. Prin programul FARE, sprijin pentru reformă în sectorul protecției persoanelor cu dizabilități, a fost implementat cu succes Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Dizabilități Târgu Ocna. El a vizat restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare de la Răcăciuni, Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor cu Dizabilități Comănești, a vizat restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap din Comănești și Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanei cu Dizabilități Costache Negri din Târgu Ocna, care a vizat restructurarea Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap de la Ungureni. De asemenea, cel de-al patrulea, prin alt program, programul din Incluziunea Socială, program pentru persoane cu dizabilități finanțat din împrumut acordat Guvernul României de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRDU, în conformitate cu prevederile acordului de împrumut încheiat între România și BIRD,
Proiectul restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare de Obsiatică Răcăciuni, în o altă etapă, pentru că erau peste 300 de beneficiari la vremea respectivă, 360, și înființarea complexului de servicii comunitare format din rețeaua de 4 locuințe protejate de tip familial și centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap, care se află astăzi în Comănești, în județul Bacău. Impactul acestor intervenții se reflectă în special în creșterea calității îngrijirii beneficiarilor, atât pentru persoanele cu dizabilități care au fost preluate în noile servicii, cât și pentru cele, sigur, care au rămas în instituțiile vizate în procesul de restructurare și calitatea serviciilor oferite și personalul care, continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul direcției, prin trecerea de la îngrijirea instituțională la îngrijirea la nivelul comunității. În acest context, ANPD-ul, Autoritatea Națională de Persoane cu Dizabilități, a elaborat Planul Național pentru privind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, document în care sunt cuprinse centre cu capacitate de peste 200 de beneficiari și a celor între 150 și 200 de beneficiari, precum și nevoia de o infrastructură nouă acestor tipuri de servicii. Iar la noi, în județ, sunt două centre care se încadrează aici, cu un număr atât de mare de beneficiari. Este vorba de Răcăciuniu, centrul de la Răcăciuni și centrul de la Comănești. Planul de restructurare al centrului a fost actualizat la 31 martie 2017, a fost avizat în ședința colegiului director al direcției din aprilie 2017. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea planului de structurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică Răcăciuni, actualizat în martie 2017, care, a cărui referat este anexat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. În același sens, este vorba și de cel de-al doilea centru de Comănești. Îndrăzesc să vi-l supun spre aprobare, fără să mai dau citire, pentru că este vorba de aceeași strategie și același program. E vorba de proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind plata cotizației de către Asociația Secretarilor de Județe. Este vorba de o cotizație în cuantum de 500 de RON. Mai facem precizarea că această valoare este neschimbată față de anul 2016 și a fost aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Asociației Secretarilor de Județe de România în noiembrie 2016. Vă supun spre aprobare hotărârea privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de Județe pentru anul curs. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere, împotrivă, nu sunt. Da. Între timp a sosit și procesul verbal cu rezultatul votului. La vot au participat 35 de consilieri de țeni din numărul de 36 în funcție. Votul s-a executat. În urma numărării s-a constatat următorul. 1. Cojocaru Ovidiu Reu, 23 de voturi pentru. Cristea Tina, 12 voturi pentru. Așadar, domnul Ovidiu Relu Cojocaru este reprezentantul nostru în Consiliul de Administrație a Complexului Muzeal Ilean Antonescu Bacău. Îi urăm spor la treabă și mult succes! Următorul punct al orei de zi, să rog pe domnul Valentin Palea, administratorul public și
membru în Consiliul de Administrație, la CRAM, să prezinte proiectul de hotărâre. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Compania Regională de Apă Bacău a aplicat și implementat pe postul de mediu un proiect și anume extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. A fost necesară acoperirea părții de cofinanțare a proiectului dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 10,5 milioane de euro. După implementarea proiectului, a rezultat o economie de aproximativ 800.000 de euro, care prin hotărârile Consiliului de Administrație și AGA CRAP din anul trecut, au fost redistribuite pentru alte obiective de investiții. În acest sens, vă rugăm și supunem dezbaterii și spre analiză și adoptarea acestui program de investiție din aceste economii de aproximativ 800.000 de euro. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Mă spăriți dacă sunt intervenții cu acea. Domnul Sirotean, vă rog. Domnule președinte, da. Am observat la articolul 3 din proiect de hotărâre că sunteți împuternici să negociați și să semnați actul adițional și orice alte modificări și completări la actul adițional numărul 1, la contractul de asistență pentru proiect, convenit de către toți de contractante și mai departe. Cred că sintagma corectă și care reflectă realitatea ar trebui să fie numai de a semna, nu și a negocia. Pentru orice modificare veți veni chiar probabil în Consiliul Județean. Și atunci nu ar fi corect această sintagmă de negociere și semnare. Și numai în putincirea pentru semnare. Da, cred că... Așa cum s-a venit cu acoliționalul de aprobare, așa se va veni și celelalte modificări. Sigur. De aceea sigur, cred... Sigur. Dacă mai sunt intervenții, observații... Dacă nu, vă supun spre aprobare cu acest amendament făcut de colegul nostru, domnul Oteanu. Da? Se împuternicește articolul 32 al Consiliului de Țean Bacău ca numele și pentru județul să semneze actul adițional numărul 1 pentru proiect în numele județului, precum... Da, domnul președinte, am o observație la această situație. Acum am așteptat de la executiv să zică cineva ceva. E adevărat că să vină în Consiliul Județean să aprobă absolut. Dar nu noi, Consiliul Județean, luăm legătura cu părțile. Președintele ia legătura cu părțile, află ce doresc părțile, după aceea se face altă legislație, care vine în executiv, și după aceea, deci legătura de între părți înseamnă tot o negociere. Nu înseamnă că președintele ăla, să zicem că noi doi discutăm atunci despre problema. Deci după aceea vine și compromisul meu cu ei ceva. Eu știu care este bugetul Consiliului Județean și vă spun înapoi că nu pot asta, pot asta. El vine cu altă soluție. Dacă îi tăiem negocierea, înseamnă că acceptăm ca partea care vine la de discuții să meargă cu aia. Deci nu sunt de acord. Atunci se scoate celălalt competent de celălalt, privind celălalt acte. Se neagă doar acest act. Apoi celelalte acte, competența pentru celelalte acte sunt date de legislația în vigoare. Consiliul Județean este competent să să negocieze. Deci ăsta e punctul meu de vedere. Nu vreau să intru cu dumneavoastră într-o politică. Vine după marginal, dar când nu în Consiliu, nu în negociere. În condițiile astea am puternic și președintele, dacă nu are nicio prerogativă să negocieze înainte de a vizionare noastră. Exact, domnule președinte, nu sunt de acord. Puneți la vot.
Domnule, și supuneți la fapt. Acum am dat la mine negociere, nu. Asta negociere. Susțin și eu propunerea. Nu. Haideți să ne ascultăm pe rând. Da? Haideți să ne ascultăm ca să putem la să formulăm propunerea și să putem să o aprobăm. Deci, dacă mai sunt alte intervenții, nu ține, din punct de vedere juridic, nu este... Deci, doamna Bucea, care este propunerea dumneavoastră? Să rămână actul cum s-a făcut de către executiv. Ok, altă intervenție, domnul... Susțin propunerea și sugestia dată de colega noastră, doamna Consiliu Bogea. Într-adevăr, negocierea, eu zic să umblă și puțin în direcționat. Îi dă dreptul președintele să facă acest lucru. Finalitatea, forma de realizare, de devenire actului în sine al legii, e firesc, e scris. E fața Consiliului. Deci susțin în totalitate propunerea. Deci asta înseamnă că după ce se dă forma finală, se revine în Consiliul pentru vot. Corect. Da, 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 așa este. Corect, așa este. Nu e adevărat, pentru că asta e forma finală. Deci dacă nu există alte modificări în afară de asta, se semnează în forma asta, de ce să mai revină în Consiliul Județean? Deci discutăm de situația în care, nu mai negociere, vor apărea modificări. Asta, da, trec. Doar dacă apar modificări față de forma prezentată. Păi da, absolut, clar numai dacă apar modificări. O întrebare. Ați avut mandat pentru a negocia acest act adițional? Așa că, în logica noastră, se presupune că a avut un mandat anterior dar de noi, l-a exercitat, a negociat actul adițional și acum a venit spre aprobare. Nu, scuze. Nu. Nu ați avut un mandat. Ați făcut-o în baza atribuțiilor funcției noastre. Ca și de-a fost judecat, ați avut, aveți ca atribuție negocierile privind actele Consiliului Județean, da? Apoi veniți cu el despre aprobare. Funcția de actul adițional și apoi va vota în numele și în Consiliul negocieri pentru acte ulterioare. Asta da, se poate. Deci, o nouă supuneți la aprobare. Nu că faza în două. Funcția de președinte, mă iertați. Vă rog, domnul Otan, care este propunerea noastră ca să o ducă Consiliul? Deci propunerea este următoare. Da. Prima frază. Prima frază. Se putem încerce, președinte Consiliului de Seamnă. Care e prima frază? Articolul 3. Articolul 3. Da. Copii pe semnul. Se putem încerce, președinte Consiliului de Seamnă, ca numele și pentru de subacă. Se semneze actul adițional numărul 1 la contractul de asistență pentru proiect în numele. Precum? Dar nu. La contactul de asistență pentru proiect. În numele și de subiect. Așa. Apoi. Și se negocieze modificări și completări. La actul adițional de lucru. Da. Eu propun să... Se semneze actul adițional modul 1 la contractul de asistență pentru proiect și să negocieze alte modificări și completări la actul adițional modul 1 în continuare până la sfârșitul. Și să negocieze... În momentul în care negocierea este clar că dacă se face, va genera modificări și completări la acestui act și ați votat și semnarea, este fix același lucru care nu am votat semnarea modificării, am votat numai semnarea tradițională. Celelalte vor fi din nou aprobate de noi. Bun. Am notat propunerea noastră. Dacă sunt alte intervenții, dacă nu vă supun la vot. Formula. Bun. Forma inițială. 2.
forma propusă de domnul colegul consilierul Olteanu și o să dăm citire. Se împutea nici la momentul respectiv. Deci, în forma inițială, cine este pentru? Vă rog. Numărați voturile. Nu ești încă politicul? Deci sunt 20. Nu ești încă? Da, nu ești încă. Da, împotriva formei inițiale. Rezultate. 11. Da, a trebuit să propun acum, să supun la vot varianta proporțională. O să pun la vot, sigur că da. Cine este pentru varianta propusă de domnul Olteanu la articolul 3, modificarea se împuterice președintele Consiliului Județean Bacău, Brășov, în canutele și pentru județul Bacău, să semneze actul adițional numărul la contractul de asistență pentru proiectul numărul județului Bacău și să negocieze orice alte modificări și completări la actul adițional numărul 1, contract de asistență convenit de către părțile contractante sau alte documente referitor la derularea actului adițional numărul 1 la contractul de asistență pentru proiect. Cine este pentru? Pusă cu virgula, Iubi. Câte sunt? 11, da? Da, mulțumesc. Cine este potrivă? Abține? Niciuna? Deci cu 24 de voturi pentru, în forma prezentată inițial și 11 potrivă, proiectul de hotărâre a trecut. Mulțumesc! Mergem mai departe? Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță actualizate pentru 2017 ale președintelui executiv și ale membrilor Consiliului de Administrație la Energia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Ați avut la mapă criteriile și obiectivele de performanță actualizate. Le-ați discutat în comisie de specialitate, dacă sunt intervenții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, organigrama și statul de funcție la Biblioteca Județeană Bacău, doamna director Sava. Conducerea Bibliotecii Județene cu statul de funcție la Bacău, instituție publică din ordinea Consiliului Județean, s-a procedat la aprobarea organigramei și a statului de funcție. Propunerea vizează în principal suplimentarea numărului total de funcție de la 49 la 50, prin utilizarea unui post de bibliotecar la normală cu parlamentul catalogare. De asemenea, s-a propus reorganizarea biroului catalogare, a serviciului comunicare, colegiului și al cercetării, a biroului filiale cu fișiață și a biroului relații cu timpul și informatizare. Propunerea de aprobare a organigramei și a statului de funcție în această instituție publică s-a trecut în cadrarea efectuierea de personal și numărul maxim de posturi aprobate prin hotărârea Consiliului Județean 77. Menționând că potrivit la listelor la hotărârea Consiliului Județean, s-a aprobat numărul maxim de posturi în cadrul acestuia și a discuțiilor cu cedințe cu ordine, în baza adresei inscripției prefectului județului Bacău, potrivit că ea numărul maxim de posturi pentru unitatea administrativă teritorială județului pentru 2017 de 6 luni de joc. Ulterior, s-a comunicat reducerea acestui număr de posturi la 678, pentru care proiectul de hotărâre s-a propus reducerea numărului maxim de posturi la Serviciul de Administrare a Sistemului Integral de Management al Deșeurilor din Județul Bacău de la 46 la 26. Față de cele prezentate, considerăm oportună aprobarea acestui inițial. Da, mulțumesc, doamna director, intervențiile sunt marginea acestui material. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
al județului Bacău și al situațiilor financiare anuale de anul 2016. Doamna director Gabriela Mitre. Sinteză. Foarte sintetic. Potrivit prevederilor legii 273/2006 privind finanțele publice locale și ale legii 215/2009 legea administrativă publice locale, ordonatorul principal de credite numește și prezintă spre aprobarea Consiliului Județean până pe data de 31 mai anului următor, fond de execuție a bugetului propriu și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea. Bugetul program județului Bacău pentru anul 2016 a fost aprobat în baza legii bugetului general, iar situația financiară a fost depusă la administrația județeană a finanțelor publice Bacău în data de 2 februarie 2017. Pe parcursul execuției bugetare, în anul 2016, au fost aprobate rectificări bugetare în baza actelor normative ale guvernului, precum și rectificările potrivit prevederilor legale. În anul 2016, bugetul consolidat al județului Bacău, aprobat în varianta definitivă, a avut următoarea structură. Venitul total în sumă de 311.503 lei, din care pentru secțiunea de funcționare venitul în sumă de 252.138 lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 58.915 lei. Cheltuia totale în sumă de 344.833 lei, din care pentru secțiunea de funcționare în sumă de 252.138 lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 92.725 lei. Detalierea execuției bugetare a județului pentru anul 2016, atât pentru aparatul propriu cât și pentru instituțiile din subordine, precum și situațiile financiare la 31 decembrie 2016, sunt prezentate în material în detaliu. Mulțumesc și la Andrei, dacă sunt intervenții la acest material, în afară celor care ați avut în comisie de specialitate. Dacă nu vă supun spre aprobare, pentru cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt, mergem mai departe. Următorul proiect se referă la asocierea dintre județul Bacău și filiala Bacău Neamț a Ordinului Arhitecților din România în vederea cofinanțării proiectului Moldova, refer 2030, forum ajuns la ediția a treia. Activitățile proiectului se vor desfășura astfel. La Centru de Afaceri și Expoziții Mircea Cancicul Bacău, forum și expoziții, la Centru de Cultură George Apostu, expoziții și eveniment artistic, în județul Bacău și în județul Neamț, vizite. Proiectul abordează aspecte și probleme specifice zonei noastre cu cele trei regiuni istorice, regiunea de nord-est, Republica Moldova și Bucovina de nord, parte a Ucrainei, cu scopul de a înțelege procesele care au loc în aceste zone vecinate, ce au tradiții, mentalități și culturi diferite. Forumul Moldova Refer 2030 își propune să abordeze teme orientate spre viitor pentru înțelegerea tendințelor și direcțiilor de dezvoltare a acestor trei regiuni. La prima ediție a forumului a fost creat și un cadru general de dezbatere cuprins în declarația de la Bacău, semnată de președinții celor două organizații profesionale din România și din Basarabia, declarație care cuprinde 10 puncte principale și care stă la baza subiectului abordat în cadrul acestui forum. Forumul se adresează arhitecților, urbaniști și urbaniștilor în primul rând, dar și mediului academic, societății civile în calitate de beneficiar al actului de arhitectură, precum și autorităților publice locale pentru a fi informate în legătură cu reglementările tuturor proceselor care presupun intervenții în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii de obiect. De asemenea, prin activitățile propuse în acest proiect, județul Bacău va beneficia de promovare ca parte integrantă a regiunii de nord-est a României, atât în țară cât și în celelalte trei regiuni analizate. Rolul nostru de partener în proiect presupune o cofinanțare în valoare de 21.200, 27.19% din valoarea totală de 77.971 lei, corespunzătoare activităților din proiect care fac obiectul asocierii. Având în vedere aceste
informații, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea din județul Bacău și filiala județului Bacău, Neamț, Ordinea Arhitecților din România, în vederea cofinanțării proiectului Moldova Refer 2030, Forum de Arhitectură și Urbanism, și nu înainte de a vă întreba dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare această asociere. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Forumul se va desfășura între 9 și 11 iunie și sunteți cu toții așteptați la acest forum, mai ales că una din temele se va fi chiar strategia județului nostru prezentată în acest forum, ceea ce este important și vor fi și foarte mulți investitori, atât din județul nostru, autohton, din regiuni, din cele trei regiuni, cât și din afară. Și vă așteptăm cu drag. Da, puteți merge, doamne. Mergem mai departe la două un alt proiect privind asocierea. Am să vă rog pe directorul Silviu Botez să facă prezentarea. Aici aveți și un filmuleț sau acela? Filmuleț de prezentare. În timp ce prezentați, se dăm drumul și la filmuleț ca să câștigăm timp. Vă rog. Vă descurcați, aveți ce vă trebuie, am luat medici cu mine. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor consilieri. Asociația Județeană de Fotbal este recunoscută de către Federația Română de Fotbal ca fiind unica asociație împuternicită pentru organizarea competițiilor oficiale de fotbal, indiferent de eșalon, categorie sau vârstă, la nivelul județului Bacău. Proiectul AGF Mobil, mingea este în terenul tău, susține schimburile și împărtășirea de valori morale și, bineînțeles, promovează plăcerea de a practica acest sport. Pentru unii copii, fotbalul de la bază reprezintă un mod de a desfășura activități recreaționale, în timp ce pentru alții el reprezintă însemnând practicarea organizată a acestui sport, având antrenamente și meciuri în cadrul școlii sau al unui club. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea echilibrată a copiilor din mediul rural al județului Bacău prin intermediul fotbalului. Obiectivul principal, esențial, este de a asigura dezvoltarea copilului pe plan sportiv, social, psihologic și educațional. Asociația Județeană de Fotbal Bacău este corpul care coordonează echipele de juniori și seniori la nivelul județului Bacău. Proiectul se va desfășura pe parcursul anului 2017 pe întreg teritoriul județului Bacău. Rolul de partener în proiectul județului Bacău presupune o cofinanțare în valoare de 79.724,4 lei, corespunzătoare perioadei de desfășurare a activității din proiect. Mai dă un proiect, că s-o fixă filmulețul. Este pentru cea de-a doua, okay. Cel de-a doua proiect de hotărâre. Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea dintre județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal în vederea cofinanțării proiectului AJP Mobil, mine, e în terenul tău. Da, mulțumesc, domnule director. Dacă nu sunt intervenții la acest material, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, acordarea finanțelor de rambursare pentru activități non-profit. Vă rog, domnul director, vă test. În conformitate cu prevederile legii numărul 350/2005 privind regimul finanțării unor rambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, consiliile județene pot avea calitate de autorități finanțatoare pentru activitățile de interes public județean. Consiliul județean Bacău poate acorda finanțări de rambursabile din fonduri publice proprii pe bază de contracte de finanțare ca urmare a participării la procedurile de selecție publică de proiecte de interes județean, persoanelor fizice și juridice, respectiv organizațiilor și fundațiilor constituite conform legii sau cultelor religioase recunoscute conform legii. Conform prevederilor articolului numărul 7, aliniatul 1, din legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
și cităm, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită către mass media centrală sau locală după caz. În acest sens, proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes public județean a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean, www.csj.bacau.ro, la secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Proiecte supuse dezbaterii publice și a fost afișat la afișierul Consiliului Județean Bacau. Astfel au fost elaborate pachetele de finanțare și metodologia pentru proiectele ce vor fi supuse procedurii de selecție publică și ulterior finanțări pe componentele cultural, social și sport, conform prevederilor legii numărul 350/2005. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea organizării sesiunilor de selecție publică, de proiecte culturale, sociale și sportive, a metodologiei generale, a pachetelor informative în vederea lansării selecției publice a proiectelor din domeniile anterior menționate, precum și a calendarului sesiunii de evaluare și selecție de proiecte. Da, dacă sunt în primul rând vreau să apreciez faptul că s-a îndeplinit condiția de transparență și publicitate, așa cum mai ceruți unul și altul dată. Poate n-a distrutat să fie ceva publicitate și în presă făcută. Și, dar am două întrebări. Una, de ce nu s-au făcut, nu s-au asigurat finanțări și pentru domeniul de educație și tineret? Mai ales că numai acum câteva minute ne-a prezentat domnul Sară Lungă una din vulnerabilitățile județului, scăderea demografică. Programe pentru educație și tineret ar fi fost mijloace prin care să mai reducem acest fenomen. Și a doua problemă este legată de felul în care sunt alcătuite comisiile de selecție. Văd aici o discriminare. Dacă la Comisia pentru sport și social pot participa și aleși locali, adică la fotbal, la care nu e duce de joci, cam așa s-a traduce această abordare. La cultură nu mai apar aleși locali, ci numai speciali din domeniu și speciali din domeniu de salariație a clasului de specialitate la Consiliul Local. Propunerea mea este, mai ales că este vorba de sunt banii comunității și noi suntem responsabili de acești bani pe care îi alocăm în diverse programe și proiecte. Propunerea mea ar fi ca aceste comisii de selecție publică să fie toate formate după aceeași regulă. Să aibă în componență și specialiști din domeniu, și aleși local, consilieri județeni, adică, și salariați ai aparatului de specialitate al Consiliului Local. Iar aceste comisii să fie propuse și votate în plenul Consiliului Județean. Aici am văzut că se dă un pot de vicere președintele să stabilească membrii acestei comisii. Nu cred că trebuie făcută așa. Trebuie să fie plenul cel care hotărăște cine se facă parte din comisiile de selecție publică. Deci, în concluzie, amendamentul meu este următorul. Comisiile de selecție pot fi formate din salariații aparatului de specialitate, specialiști din domeniul finanțar și aleși locali. Propunerile făcute de președintele Consiliului Județean pentru cei din aparatul de specialitate, de plenul Consiliului Județean și de instituții din domeniu, vor fi votate în plenul Consiliului Județean. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Alte intervenții. După aceea o să-i dea, dacă mai sunt și alte intervenții. Dacă nu, foarte pe scurt, referitor la programele de tineret și educație. Pentru că noi am avut și anul trecut și avem și anul ăsta, nici că am trecut și vă vreau să menționați. Conform legii numărul 350/2006, Consiliul Județean a aprobat anul trecut regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe probleme de tineret.
care este hotărâre care este și astăzi în vigoare, din păcate, atât pe parcursul anului trecut, și pe parcursul anului acesta, deși a fost din nou în dezbatere publică, atât regulamentul, cât și hotărârea, nu am primit nicio solicitare de la absolut nicio organizație, nicio fundație de înscriere sau de depunere a acestor proiecte. Noi, la aparatul de specialitate, am făcut adrese către toate fundațiile, inclusiv Consiliul Național al Tineretului la București, nu am primit încă nicio solicitare, nicio observație, așteptăm. Deocamdată, dar nu e... Nu, bineînțeles. În ședința din martie, când s-a aprobat bugetul, avem fix suma de 300.000 de lei doar pentru pe legea 350/2006 pentru activități de educație și tineret, însă nu am primit nicio solicitare. Mulțumesc. Domnul Ministru, domnul Consiliu, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot. Sigur că era cu amendamentul și cu amendamentul domnului Olteanu. Vreau să pun la vot în forma prezentată. Inițial, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Împotrivă? Da. Vă rog să numărați. Deci cine este pentru în forma inițială? Da. Împotrivă. Nu, vă rog frumos, numărați. Da. Acum, votăm proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de domnul consilier Olteanu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. O abținere, da? O abținere și... Mulțumesc. Domnul director Bartels, vă rog pentru următorul punct al ordinii de zi. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de reprezentare a fost de către reprezentanții Federației Române de Fotbal. Haideți să fim atenți. Este prezent domnul președinte al Federației de Fotbal, domnul Ioan Unicaș. Dacă la sfârșit veți avea anumite întrebări, la dispoziție. Federația de Minifotbal din România a solicitat sprijinul județului Bacău prin adresa numărul 14 din 17.05.2017 în vederea organizării și desfășurării evenimentului Festivalul Minifotbalului Românesc la Bacău. Scopul proiectului este promovarea sportului dedicat juniorilor atât la nivel județean cât și național. Asocierea dintre județul Bacău și Federația de Minifotbal din România are în vedere desfășurarea în condiții optime a evenimentului, perioada de desfășurare fiind 10-15 iunie 2017. La campionatul național de minifotbal vor participa cele mai bune 20 de echipe de minifotbal din România. Cele 20 de echipe calificate la campionatul național reprezintă finalistele celor 4 campionate regionale, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Vest și Nord-Est, ce urmează a se organiza în cele 4 regiuni în perioada 30 iunie 3 iunie, 3 iunie, cu participarea a 64 de echipe. Evenimentul Festivalului Minifotbalului Românesc va cuprinde competiția internațională de minifotbal dedicată copiilor și juniorilor, precum și turneul final al campionatului național de minifotbal. Cele două competiții se vor desfășura în Bacău și vor avea în program un total de 48 de meciuri.
Bugetul total al contractului de asociere este de 185.740 de lei, din care contribuția județului Bacău este de 140.490 de lei, reprezentând 75,6% din valoarea totală a proiectului. Această sumă va fi folosită pentru cheltuieli privind organizarea evenimentului, cheltuieli pentru cazare, masă, echipe participante, arbitri, oficiali, invitații, în perioada 12-16 iulie. Diferența de 45.250 de lei, reprezentând 94,4% din valoarea totală a proiectului, va fi suportată de către Federația de Minifotbal din România și reprezintă cheltuieli pentru organizare, pentru organizarea zonei respective și terenul de joc, suprafață mobilă, precum și cheltuieli pentru transport oficial și arbitri. Da, mulțumesc, domnul director. Da, avem aici invitat pe domnul Ioan Onicaș, președintele Federației de Minifotbal din România. Dacă vreți să mai completați ceva în detalii sau să mai menționați ceva, vă rog, domnul Onicaș. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc tuturor celor vreți să avem ca urmărit atenție acest preobiect. Într-adevăr, este o competiție destinată și juniorilor, nu mai seniorilor, pentru că am auzit că s-a pus și problema la tineretului, că nu sunt activ pentru tineret. Noi, în cadrul acestui festival, în afară de cea mai importantă competiție din Minifotbal, campionatul național care am desenat că o să se desfășoare la Bacău, în colaborare cu autoritățile locale și județene, ne-am propus și realizăm și o competiție de copii. Chiar o să fie invitate trei echipe internaționale, două din Republica Moldova și una din Bulgaria. Și în afară de cele 48 de jocuri care au fost anunțate, mai sunt între 32 de jocuri pentru copii. Dacă doriți să vă dați detalii, vă stau la dispoziție. Da, mulțumim, domnule președinte. Stimați colegi, dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Împotrivă? Nu sunt. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 1 a hotărârii Consiliului Județean și aprobarea asocierii județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului Alexandriana, ediția 1. În scopul comemorării a 199 de ani de la nașterea scriitorului băcăuan Vasile Alexandrii, proiectul a fost aprobat în 30 martie, având în vedere importanța acestui eveniment, atât local, județean și nu numai, este necesară asocierea cu municipiul Bacău. Pentru implementarea acestui proiect s-a aprobat inițial un buget de 81.000 de lei, din care contribuția municipiului Bacău era de 30.400, iar restul de 50.60 în contribuția județului Bacău. Ținând cont de hotărârea Consiliului Local, din 15.05.2007 privind asocierea municipiului cu județul cu Bacău, în vederea organizării și desfășurării acestui proiect ediția 1, este necesară modificarea anexei 1 la hotărârea noastră din 30.03, reprezentând proiectul și bugetul estimat al acesteia și aprobarea asocierii cu municipiul Bacău. În acest sens, pentru buna desfășurare a proiectului, bugetul total actualizat este de 69.110 de lei, din care județul Bacău va suporta 50.610 lei, astfel cum a fost aprobat prin hotărârea 70 din 2017, reprezentând cheltuieli cu premii de concursul internațional de creație în domeniul poeziei și dramaturgiei, premiul de put poezie, premiul de put dramaturgie, premiul de excelență Vasile Alexandrii, poezie, premiul de excelență Vasile Alexandrii, dramaturgie și așa mai departe. Iar municipiul Bacău va suporta 18.500, așa cum a fost aprobat în hotărârea Consiliului Local din mai 2017, reprezentând cheltuieli din părerea volumului Vasile Alexandrii acasă, cheltuieli pentru achiziționarea de documente aparținând scriitorului Vasile Alexandrii. Față de cele menționate, vă supun spre
spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 1 a hotărârii noastre din 30 martie și aprobarea asocierii proiectului Bacău cu municipiul în vederea organizării și desfășurării acestui proiect Alexandriana ediția 1. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare această modificare. Cine este pentru? Abțineri? Da? Domnul Brăneanu se abține. O abținere. Nu, pentru că se menează un proiectul și nu pot să vă. Da. Următorul punct al ordinii de zi. Vă rog să fiți un pic atenți. Următorul punct al ordinii de zi se referă la preluarea temporară a unor bunuri aferente proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău și pentru modificarea corespunzătoare a redevenției aferente. În martie 2015, Consiliul Județean a aprobat concesionarea către operatorul de colectare și transport, compania Rompres, următoarele echipamente de precolectare a deșeurilor. Și sunt menționate peste 3200 de containere, 296 de containere clopot de 3 metri, 63.224 cubele, 12.289 cubele pentru deșeuri biodegradabile, 99 containere clopot de 1.1 metri cub pentru deșeuri reciclate. Până în prezent au fost finalizate toate lucrările aferente proiectului, au fost închise și ecologizate 6 depozite de deșeuri neconforme, s-au construit stațiile de transfer în Liceana, Brești, Azlău, Onești, stații de sortare și compostare Onești și celula 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Voicescu. Au fost achiziționate echipamentele de precolectare a deșeurilor și a fost semnat contractul cu operatorul de colectare și transport deșeuri, acesta desfășurând astăzi întreaga zonă post-mediu. Singurul obiectiv nefinalizat în cadrul proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipal la nivelul județean, stații de transfer, de sortare, compostare și celula a doua depozit împreună cu toate instanțele conexe, procedură care a fost demarată în 17 iulie 2014 și care, datorită contestațiilor și proceselor intentate de diferite părți, nu a fost încă finalizată și este blocată la înalta curte. Facem precizarea că, datorită celor menționate, a fost prelungită perioada de tranziție stabilită prin contractul încheiat între ADIS și compania Rompres. Compania, în calitate de delegat, în cadrul contractului concesionare, a semnalat în mod reparat că deține pe stoc echipamente de precolectare de deșeuri, containere, speță pentru care plătește redevență județului Bacău, deși nu le utilizează, deoarece stațiile de transfer și sortare nu sunt funcționale. Pentru adresă, conform prevederilor, compania înaintează notificarea de reziliere a contractului, în care, printre altele, este prevăzută și solicitarea de diminuare a cuantumului de redevenței, revizuirea acesteia pentru județul Bacău pe perioada de tranziție, în funcție de valoarea bunurilor introduse efectiv în circuitul contractului. Cu privire la această situație expusă, contractul de legare a gestiunii serviciului de colectare și transport de deșeuri municipal județul Bacău, încheiat între ADIS și compania Romprest, prevede la articolul 7 aliniatul 1, delegatul va avea obligația de a plăti delegatarul o redevență în sumă de 1.169.221 lei pe an. La articolul 7 aliniatul 2, redevența se va plăti, după cum urmează, suma de 1.008.477 lei pe an către județul Bacău. La articolul 8 aliniatul 9, relațiile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiile echilibrului financiar al contractului respectiv, pe realizarea unei posibile calități între avantajele care îi sunt acordate delegat și sarcinile care îi sunt impuse și celelalte articole modificate pe care le-ați discutat și dumneavoastră în comisiile de specialitate. Facem precizarea că redevența referită de operator a fost aprobată prin
hotărârea Consiliului Județean din 2013 ca parte din studiul de oportunitate și documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipal în județul Bacău. Analizând situația expusă de către delegatar și având în vedere prevederile contractului de delegare, precum și în urma consultării cu operatorul, a rezultat că soluția care se impune pentru soluționarea în mod echitabil a situației reprezintă repartizarea redevenției de plată către județul Bacău în corelare cu activitatea prestată și infrastructura utilizată și aplicarea acesteia pe paliere, etape, pe măsură ce activitatea va intra în parametrii descriși în documentația de atribuire. Aceasta implicând îndeplinirea condițiilor pentru colectarea separată a reciclabilor și transportarea acestor la stații de sortare și nu la depozit, cum se întâmplă în acest moment. Redevența va fi calculată pe etape, paliere, în condițiile neutilizării unei părți a infrastructurii concesionate operatorului de către Consiliul Județean și preluată apoi de către acesta până la clarificarea situației existente. Precizăm că nu este vorba de o reducere propriu-zisă a redevenței, ci de o distribuire a acesteia și aplicarea pe etape pe măsură ce activitatea va intra în parametri normal de funcționare. Și sunt aici menționate propunerile în urma calculului, în urma consultării cu firma de consultanți. Prin proiectul de hotărâre se propune de asemenea aplicarea temporară pe etapă în măsura în care activitatea va intra în parametri descriși în documentația de atribuire a redevenței pe care compania Rompres trebuie să o plătească către județul Bacău pe perioada de tranziție, după cum urmează și pleacă de la situația actuală și după aceea ușor, ușor, până când va intra în normalitate, în fiecare etapă, cum se va face această reducere. Cam asta e, cred că le-ați discutat. Noi suntem astăzi într-o a patra notificare, pentru că cauza este acel blocaj a licitației pe operatorul, pe instalații și instalațiile și stațiile de sortare, instalații de deșeuri, la înalta curte, ceea ce întârzierea aceasta a generat, sigur, niște cheltuieli suplimentare. Sunt patru puncte în reziliere, unul din puncte se referă și la această redevență, județul Bacău, ceea ce discutăm astăzi, și la municipiul Moinești, am înțeles că va fi o ședință extraordinară săptămâna aceasta. Încercăm să depășim acest moment. Am avut o întâlnire pe un model de act tradițional care am convenit joi. Am stat 8 ore în negocieri cu aparatul executiv și Consiliul, între Consiliul Director al ADIS. Urmează astăzi, după ședință, la ora 12, intrăm în cea de-a doua rundă. Sperăm să depășim, rezolvând și acest aspect și să putem să ne onorăm în continuare contractul, urmând după aceea celelalte etape și comisia de licitație să-și ducă la îndeplinire misiunea. Pe comisia de licitație, pe deșeurile, pe operatorul, pe instanție, conform hotărârilor din instanță. Dacă sunt discuții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă. Abțineri. Domnul Brăneanu, pentru că este salariat la ISU. Da. Mulțumesc. Deci o abținere. Următorul punct al ordinii de zi privind cofinanțarea proiectului studia și aplicare infrastructurii de apă și apuzată în județul Bacău și a proiectului fazarea proiectului extindere și aplicare infrastructurii de apă și apuzată în județul Bacău. Domnul Valentin Palea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte.
În cadrul proiectului de extindere și reabilitare infrastructură de apă și apă uzată în județul Bacău, Consiliul Județean a avut o contribuție, a avut și are o contribuție proprie în valoare de 86.762 de euro. Având în vedere că acest proiect nu a fost finalizat și a fost fazat pe programul operațional Infrastructură Mare, este necesar și vă supun dezbaterii și aprobării, aprobarea cofinanțării proiectului și pentru fazarea, pentru partea de fazare a proiectului de extindere și reabilitare infrastructură de apă și apă uzată în județul Bacău. Vreau să mai fac precizarea că din cei 86.000 de euro, până această dată au fost cheltuiți aproximativ 83.000 de euro, urmând ca diferența să fie cheltuită pentru cadrul proiectului de fazare pe POI. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, domnul Oteanu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cred că ar fi fost firesc să fie prezent aici președinte Consiliului de Administrație, chiar la CRAP. Pentru că au fost două proiecte, e un proiect important, arată o situație nu prea plăcută, pentru că sunt mâhnit și regret că operatorul nostru județean, regional, nu are, are o capacitate redusă de a implementa proiectele. S-a văzut în faptul că s-a ajuns la fazare și mai mult de atât, a fost incapabil de a prelua serviciul de apă și canalizare de la Orești. Așa cum vă atrăgeam atenția într-o ședință, în una din ședințe anterioare, acel pronostic pe care îl vedeam în societăți, v-am mai spus și la, la cuvântul anterior, în ședința pe care vă puneam. Am fost în vizită la Raja Constanța și la Capitaniaș. Sunt oameni care știu ce au de făcut, lucrează cu maximă eficiență, au o strategie prin care vor să facă față momentul în care aceste servicii vor fi libere pentru a fi operaționale pentru companii străine. Dacă nu vom înțelege acest, cei de la CRAP, nu vor înțelege acest moment, vor ajunge să fie înghițiți de alți operatori. Așadar, cred că ar trebui ca domnul președinte a Consiliului de Administrație, pe care noi l-am aprobat, dar și nu nume, din măcar nu l-am văzut, să vină într-o ședință, în prima ședință, să ne spună care este strategia, cum vrea să facă față acestor provocări. Mulțumesc! Da, la această situație pe care ați prezentat-o dumneavoastră, cred că și această incapacitate, cred că nu personal, dar ați avut oarecare contribuție pentru Consiliul de Administrație, ați avut la un moment dat chiar majoritatea și ați fi putut face la momentul respectiv ceva. Acum, sigur, este piața liberă, cine este mai bun, este vorba și de concurență, sigur că e regretabil. Domnul Valentin Pare, de această funcționare, e reprezentantul nostru în Consiliu. Mă bucură intervenția domnului Olteanu, eu am mai discutat cu dânsul și la Onești. Este foarte adevărat ceea ce spuneți. Cred că nu întâmplător s-a schimbat managementul de la CRAP, nu întâmplător se dorește altceva compania regională de apă, nu întâmplător acționarul majoritar și anume OAT municipiul Bacău are altă politică vis-a-vis de compania de apă. Chiar astăzi, în ședința de Consiliu Local, din nefericire, fiind în acea zi și una și cealaltă, și fiind așa de multe proiecte la ordinea de zi, va fi o prezentare a managerului de la CRAP, mai bine spus, o radiografie a situației companiei de apă. Și cu siguranță se va vedea foarte, foarte exact cărui fapt se datorează această incapacitate a companiei de a
accesa și alte OAT-uri spre OAT municipiul Onești. Și nu asta e problema cea mai mare, problema este că această incapacitate de a putea suporta o perioadă de timp pierderile pe care le are această rețea în municipiul Onești. Vis-a-vis de management și membrii în CEA la CRAB, unde sunt și eu membru în Consiliul de Administrație, cred că știți foarte bine componența acestui Consiliu de Administrație, cine este președintele Consiliului de Administrație, cine a fost și cam ce a fost la compania de apă. Mulțumesc frumos! Domnul Teanu, cred că ați primit răspunsul, ați văzut toate măsurile care s-au luat, nu s-au luat în lucrător. Până prezent, tocmai pentru a eficientiza. Din păcate, nu mai putem schimba din trecut nimic, din greșelile trecutului, decât să vedem ce putem face astăzi și de aici încolo. Sunt câteva măsuri care sper să dea rezultate mai repede. În acest sens a fost și intervenția mea și reiterez ideea de a veni cineva din topul companiei să reprezinte. Da, am înțeles, așa este. Da, aici este un reprezentant, cred că doamna Nina Ciper. E vorba de indicatorii tehnico-economici, faza de anii pentru
nou obiectiv de investiții la Spitalul Județean și am să-l rog pe domnul regele, domnul Adi Popa, să facă o scurtă sinteză a materialului pe care fiecare dintre noi am avut la mapă și să-l, cu ocazia asta, să-l felicit întreaga echipă de management pentru tot ceea ce a făcut acolo și pentru implicare, pentru modul cum a gestionat și situația aceea de criză, pentru faptul că azi este funcțional cea mai modernă secție de radioterapie din țară. Nu e ușor să faci selecția și să găsești specialiștii și profesioniștii de care ai nevoie și toate documentațiile, toate avizile, toate autorizațiile care ne sunt necesare. Vă rog, domnul Pădeșu. Mulțumesc, domnule președinte. O să expunem câteva motive pentru care unitatea noastră are nevoie de implementarea acestui proiect. Unul, datorită faptului, toată lumea știe că spitalul acesta a început cu o secție de 15 paturi la începutul secolului trecut și ușor s-a dezvoltat, ajungând astăzi cu o suprafață de 8-9 hectare, cu 20 de pavilioane și 1361 de paturi. La fel și instalațiile tehnice s-au dezvoltat pe parcurs, ele ajungând acum să fie un pic subdimensionate și destul de vechi pentru nevoia actuală. Această lucrare presupune reabilitarea stației de pompare cu înlocuirea echipamentelor tehnologice, reabilitarea celor două rezervoare, fiindcă spitalul are două rezervoare de apă, unul de 500 de metri cub și unul de 150 de metri cub. Anul trecut, pe timpul acelei crize de apă, ne-am confruntat și noi cu mici probleme, însă am putut asigura apa necesară de desfășurarea activităților medicale. Apoi, avem în vedere extinderea acestor rezervoare, de fapt, construirea unui nou rezervor de 500 de metri cub pentru asigurarea întregii calități de apă și pentru o perioadă mai mare de timp. Ne-am gândit și la reabilitarea celor două puțuri, fiindcă unitatea are, avea prevăzute două puțuri forate adâncă pentru a oferi o a doua variantă de apă. Și sigur, nu în ultimul rând, punerea în funcțiune a unei stații de tratare a apelor, fiindcă apelor uzate, fiindcă unitatea noastră nu are la acest moment și ca atare toți acei indicatori ies peste valorile admise și unitatea noastră plătește în fiecare lună penalități la compania de apă. Cam asta este. Da, mulțumesc, domnul Regi, dacă sunt completări sau intervenții pe marginea acestui material, dar cred că este o investiție care este mai mult decât necesară și ea trebuie făcută, așa cum a fost prezentat aici, cu ajutorul de obiectivii de investiții care au venit și au completat lucrările de acolo și instalațiile de foarte vechi. E necesar acest studiu. Cine este pentru? Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Da? Abține? Împotrivă? Mulțumim. Mulțumim. Trecem mai departe. Următorul punct la ordine de zi este vorba de o informare pe care am să rog pe domnul Mulescu, care este președintele ATOP, să vă rog, domnule președinte, stimați colegi, doresc în primul rând să precizez că materialul de informare a fost discutat și asumat de către ATOP în ședința din această lună. În forma adoptată a fost distribuit către dumneavoastră. Ca urmare, voi prezenta doar câteva concluzii. Concluzia principală pe care noi ne-am reținut-o este că activitățile care au fost desfășurate în această perioadă de către unitățile de poliție au respectat prevederile planului strategic aprobate de Consiliul Județean și tematicii orientative stabilite pentru această perioadă și au urmărit cu prioritate îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor stabiliți pentru acest an. A doua concluzie este că în trimestrul 1 anul curent, vis-a-vis de
aceeași perioadă anului anterior, precedent, criminalitatea în județul Bacău a avut o evoluție pozitivă în sensul restrângerii infracționalității din toate punctele de vedere și ca amploare, consecințe și ca număr de fapte. În material sunt date multe, sunt prezentate multe date statistice la fiecare obiectiv și indicator de performanță. Eu am să sublinez doar câteva dintre ele, iar de infracționalitatea pe județ în trimestrul 1 s-a diminuat cu 21% față de anul precedent. Criminalitatea contra persoanei s-a diminuat cu 22,9%. Criminalitatea sesizată contra patrimoniului cu 22,4%. De asemenea, infracțiunile de distrugere cu 6,3%, cele de înșelăciune cu 31,2% și acest trend se observă la toți indicatorii. Dacă facem o comparație cu perioada anterioară, ajungem la concluzia că în trimestrul 1, criminalitatea s-a redus la 75% din valoarea din trimestrul 1-2016. Deci putem concide că evoluția serviciului polițienesc în această perioadă a fost una pozitivă. Și doresc să mai adaug un lucru care nu este surprins în materialul de informare, și anume că aceste evoluții care pot fi apreciate și ca performanțe pentru unitățile de poliție, s-au realizat în condițiile în care majoritatea unităților de poliție din județul Bacău se confruntă cu deficite mari în încadrarea cu personal. Și de asemenea, cu aceste efective diminuate, s-au îndeplinit misiuni destul de dificile, generate de vremea capricioasă din această perioadă, care și acestea au fost îndeplinite în condiții bune, desigur, în cooperare cu efectivele de la jandarmi, ISU și poliția locală. Nu înseamnă că în trimestrul acesta lucrurile au curs nu și nu au fost probleme de reproșat. Iată că și în această perioadă noi, din analiza noastră, rezultat că au existat totuși zone care poate și din lipsa de efective nu au putut fi acoperite de fiecare dată cu acțiuni și ca urmare s-au produs unele infracțiuni care au avut impact imediat asupra percepției publice și au creat o serie de nemulțumiri. Aici aș încadra în mod deosebit infracțiuni de violență stradală, furturile care cu toate că s-au diminuat, dar în evidență s-au înregistrat peste 1500 de furturi din avutul public și în ultimul rând infracțiunile rutiere. Și în această perioadă au avut loc câteva accidente pe raza județului Bacău, care s-au soldat, din păcate, cu 13 morți și 47 de accidentați grave. Cu toate acestea, îmi permit să afirm că aceste infracțiuni nu pot fi imputate în mod direct unităților de poliție și a instituțiilor care sunt reprezentate în cadrul ATOV-APEO, dar vă asigur că ele vor fi luate în analiză și în cadrul ATOV-ului și în cadrul instituțiilor pentru a identifica eu știu, și alte posibilități de a interveni pentru a preîntâmpina asemenea infracțiuni și în mod deosebit să uzităm mai mult de acțiunile de prevenție și de descurajare. Vom prezenta și în perioada următoare informări în cadrul Consiliului Județean în legătură cu modul cum se dublează acțiunile prevăzute în planul strategic, precum și din analizele pe care noi le vom desfășura în perioada următoare la nivelul ACOP-ului și a instituțiilor din cadrul autorității.
Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Bunescu. Dacă mai e ceva de completat la ceea ce a spus domnul Bunescu, intervenții, dacă nu, trecem la următorul punct al ordinii de zi, la divers. Domnul Olteanu. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, eu am și eu. Da. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ar trebui să ne iau așa de fără. Domnule Olteanu, vă cer permisiunea la sinte. Vreți să vă întâlnească înainte? Da. Stimați colegi, nu știu dacă în această sală este cineva care are o vechime mai mare în activitatea Consiliului Județean decât mine. Poate cred că domnul Mihăilă, nu? Nu? Sunteți din 2004 sau sunteți din 2002? Sau domnul Ochenan. Vreau să fac un apel la dumneavoastră și să vă spun că nu n-am fost în calitate de consilier județean, dar am lucrat foarte mult timp în aparatul de specialitate al Consiliului Județean și am fost prezentă la toate ședințele Consiliului Județean. Exista o cutumă în Consiliul Județean, cutumă care există și în Parlamentul României, cutumă care există în toate forurile în care se iau hotărâri. Aceea de a nu vorbi la adresa unei alte persoane care nu prezintă în sală, pentru că persoana aceea nu se poate apăra. Deci eu știu din experiența acestui for de conducere al județului că niciodată niciun coleg de al nostru, indiferent de orientarea politică, nu a luat cuvântul în plenul Consiliului Județean pentru a nu zic ataca, poate critica, să zicem că s-ar fi cu cuvântul cel mai pe cineva care nu este prezent în seală, chiar dacă face parte din altă formațiune politică. Pentru mine ar fi jenant ca de la acest microfon să iau cuvântul și să mă adresez dumneavoastră și să spun lucruri pe care eu poate le gândesc despre domnul președinte Pallăr. Să știți că e dreptul meu și îl apreciez foarte mult, Claudiu Năsta se știe. De aceea, domnul Olteanu, știu că nu vi s-a dat drept la replică, dar nu vi s-a dat drept la replică pentru că condițiile, atmosfera care exista atunci cu acea mare investiție care a fost și nu m-a bolnav de cancer, să nu fii, probabil așa s-a considerat, și eu am considerat, că nu era cazul atunci ca dumneavoastră cu domnul președinte Dragoș Bena, în prezența unui om din afară, indiferent de la Partidul Social Democrat, dar era cineva din București și nu avea sens să ne spălăm noi lucrurile. Noi aici ne dispălăm, dacă vrem să ne dispălăm, sau în dezbaterile publice. Dar nu cred că a fost momentul atunci. Și cred că ați fost frustrat. Dar asta nu vă dă dreptul ca acum să vă apucați și să discutați la adresa domnului președinte Benea, care nu este prezent. De aceea aș vrea ca, și vă și propun, domnul președinte, să constituim o cutumă ca niciun coleg de-al nostru să nu poată să ia cuvântul într-un consiliu județean și să discute la adresa unui alt om politic, din indiferent ce formațiune politică. E vorba de fair play-ul politic care trebuie să existe între noi. Toți suntem locuitori ai Bacăului, indiferent din ce categorii, din ce formațiuni politice facem parte. Și eu vă respect foarte mult, domnul Teanu. Ați văzut că numai atunci unde cred eu că nu-i corect, reacționez. Dar ați avut foarte multe luări de poziție care au fost constructive. Deci să mergem pe această variantă și vă promit, dacă am să mai trăiesc, în momentul în care dumneavoastră veți prelua conducerea Consiliului Județean ca formațiune politică, vă dau cuvântul meu de onoare că niciodată nu o să discut la adresa și nu o să fiu chiar așa gică contra, să știți. Și o să apreciez toate proiectele de hotărâre, pentru că toate sunt făcute de specialiști. Eu am lucrat în aparatul de specialitate al Consiliului Județean și știu cum se face un proiect. Știu. Deci vine ideea de la forumul politic, dar cei care lucrează, să știți că lucrează legal și corect. Mulțumesc frumos și propun
Și propun, dacă domnul Oteanu vrea să continuă, propun colegilor mei de la PSD să ne ridicăm și să plecăm. Doamna Bogea, vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră și de cutum, pentru că și noastră, ca și mine, ați fost membru Parlamentului României. Și vreau să vă reamintesc. Domnul Popescu este prezent aici, domnul Grean nu mai este. Știți foarte bine că este o cutumă ca în momentul în care ți se pronunță numele, persoana respectivă să aibă dreptul optare. De fapt, noi despre asta discutăm. Și dacă este să stabilim principii, cred că și după aceea ar trebui să răspunzi. Da, domnul, de acord cu dumneavoastră. Da, dar omul este prezent în sală și la aceeași ședință a Camerei Deputaților. Nu însă pronunță numele la ședința asta și să dă dreptul la cuvânt, dreptul la replică la următoarea ședință. Dreptul la replică care trebuia să primească domnul Oteanu la ședința anterioară. Îl face și la faptul că în procesul verbal nu s-a trecut acest lucru. Se va trece când îi se află însemnat. Dar asta nu înseamnă că domnul Oteanu astăzi trebuie să îi se atribuie dreptul la replică pentru ședința trecută. Deci să nu ducem în eroare domnul Popescu. E adevărat, nu? Deci ești în sală, vorbești despre Ionescu care este și după aceea președintele Camerei Deputaților îți dă cuvântul ca drept la replică. Dar în aceeași ședință. Eu n-am participat la nicio ședință, dați-mi voie să termin. A Parlamentului României, în care după o săptămână se trezea cineva și spunea președintele, dă drept la replică pentru că a vorbit săptămâna trecută la adresa ta. Nici n-a fost la președință în care se studia dreptul la replică. Vă las să vă spun. N-a fost, este adevărat. Doamna Bogea, stimați colegi. Deci eu am făcut o propunere. Da, vă asigur că aceeași presiune de doamnă. Vă dau punct imediat, numai un pic, am regulamentul în față. Și la articolul 46, Consiliul Județean pot lua cuvântul de cel mult două ori la fiecare problemă scrisă pe ordinea de zi, iar la alineatul 3, președintele va acorda cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o problemă de ordin personal sau când a fost nominalizat în cuvântul altui consilier, precum și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. Deci este trecut în regulament asta și reglementul. Altui consilier. Deci domnul Benea nu era consilier. Vă asigur de aceeași prețuire, doamnă, ca și aceea pe care mi-a acordat dumneavoastră mie. La fel și colegilor de PSD. Da, eu vorbă spuneau anticii. Mi-e prieten Platon, dar nu e prieten neadevăr. Acolo s-a răspit un neadevăr. Și tocmai pentru că s-au adresat aici cuvinte elogioase la adresa investiției realizate la spital, respectiv la radioterapie. Neadevărul era legat de această radioterapie. Și fără a pronunța niciun nume, pentru că eu nu mă combat aici cu o persoană, cu niște spuse a cuiva. Deci o declarație. Reiau din procesul verbal. Spune așa. Astăzi, în Sănătatea Băcăoană, domnul consilier care va catalizat ziua de astăzi, se întâmplă două elemente importante pentru cetățenii municipiului și județului, înființarea radioterapiei, și aici fac o paranteză și nu mai spun nume, că deja fac o mare greșeală, intervenția consilierului Galben dinainte, culoarea galbenă nu mă deranjează, e culoarea unui partid care a venit pe 24 ianuarie, 142 de ani. Seamănă ca două picături de apă cu cei care au intervenit și au votat împotriva transferării acelui vehicul care se inaugurează azi la Compania Națională de Investiții. Colegii dânsului ar trebui să-l informeze pentru că am fost și eu consilier, dar să uita. Domnule Oteanu, mi-a venit foarte simpatic și mi-a amintit de zicala, dacă tăceați, filozof rămâneați. Și noi trebuie să mai propunem și să vă mai luați cuvânt, că practic reușiți să le puneți în contrast cu dumneavoastră și ne faceți mari servicii. Vă spun sincer. Deci, intervenția noastră seamănă ca două picături de apă cu ședința Consiliului Județean din septembrie 2014. În acest obiectiv a fost transferat la Compania Națională de Investiții și colegii noastre au votat împotrivă și au avut și intervenții de ce îl transferă și că de ce îl dă. Bun. M-am dus la domnul Cauciușpa, să mă ascultați. Îmi pare rău. Și mă duc la procesul de fapt din data de 25 ianuarie 2014. Da? Și la ordinea de zi, proiectul 2. Proiect de hotărâre privind predarea imobilului, construcție și teren, a venit obiectivele de investiții
modernizarea compartimentului de radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Bacău, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, inițiator domnul Dragoș Benea. Și aici, cu emoție, vă redau cuvântul domnului Ichim, venerabilul nostru membru și consilier. Spune așa, domnul Ichim, bună dimineața, domnule președinte, domnule consilier, domnule invitat, am să trăiesc și am ajuns să trăiesc în moment fericit. Îmi cunoașteți poziția mea de-a lungul timpului încă de 3-4 ani. Nemai fiind observat, se supune aprobării de hotărâre în formă prezentată și se aprobă în unanimitate. QED, sau cum spun matematicieni, coadera demonstrată. Ce a fost de demonstrat, s-a demonstrat. A fost o calomnie, un neadevăr la adresa Partidului Național de Unitate. Liberarea o susținut acel proiect, care era benefic pentru întregul județ. Și așa vă facem pe deamnă. Mulțumesc. Domnul Volteanu, asta a fost prerogativa în care președintele v-a dat. Este vorba de un proiect atât de important în sănătatea băcăoanilor și era un moment solemn acolo și era normal să văd că chestiunile astea le discutăm noi acasă, aici, vis-a-vis de aceste aspecte. Iar ce ați citat dumneavoastră o să căutăm în există proces verbal, tocmai Dumnezeu să-l odihnească, dumneavoastră a fost cel care nu a crezut în acest proiect. Nu a crezut în acest proiect. Ați auzit declarația de succes, m-a răspuns. Nu, chiar vă contestați și ceea ce citez, căutați anul 2000. Da. Dacă mai sunt dat intervenții de acolo, vă mulțumesc mult. Și sper să și declar închise lucrările ședinței de astăzi.